În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că de acum veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând într-o slava sa cu Sfinții Săi Îngeri. Iubiți credincioși, iată-ne în prima duminică Apostolului Mare. Iată-ne în zi de duminică, dar și în zi întâi, 1 martie. Pentru faptul că biserica, dintr-un început, a ținut să creștineze orice obicei care venea din străfunduri de neam omenesc, inclusiv șnurulețul acesta pe care îl vedeți ca simbol al primăverii, îmbinând albul cu roșul, este de sorginte, așa zis, păgână. Eu i-aș mai spune mai degrabă de sorginte omenească. Pentru că de ce să aruncăm cu pietre într-o zonă pe care nu oamenii o controlau? Dacă s-au născut înainte de Hristos, de ce să-i numim neapărat păgâni? Această îmbinare între viață și subtilitatea ei, între cele două fire spre infinitul vieții omenești, albul și roșul, reprezintă firul pe care mergem noi. De multe ori îl pierdem, de foarte multe ori îl găsim, de alte ori îl confundăm, dar firul vieții rămâne în continuare cel roșu, cel care ne conduce în viață. Nimeni nu se naște deja pe o anumită poziție stabilă, iar dacă celui care îi se pare că stă nu ia aminte să nu cadă, Sfântul Apostol Pavel îi spune foarte clar că trebuie să ia aminte la lucrul acesta. Niciodată nu suntem așezați pe un anumit loc, ci tot timpul viața noastră se învârte, exact cum se învârte firul de mărțișor cu roșul în jurul albului și invers. Eu am ajuns aici în fața dumneavoastră astăzi să mărturisesc împreună cu dumneavoastră că am săvârșit prima săptămână din post și ne bucurăm că la sfârșitul ei o mare parte dintre noi ne-am împărtășit și că așteptăm învierea. Dar astăzi Mântuitorul le spune ucenicilor un lucru foarte frumos. De acum veți vedea cerurile deschise. Adică dacă noi am crezut că ne-am străduit în săptămâna aceasta cu post, urmează iar o săptămână de post și așa mai departe până pe 12 aprilie și credem că este o corvoadă, nu. Astăzi aflăm că, de fapt, bucuria a început deja. De acum trebuie să vedem cerurile deschise. Și cum să le vedem deschise? Foarte bine. Viața este exact cea pe care o trăim noi. Dacă noi o lăsăm să fie frumoasă, va fi frumoasă. Știu că nu este bine să vorbească omul despre sine, dar deja cred că după 50 de ani am voie să încep sezonul amintirilor. Cel al mărturisirilor o să înceapă după 80, iar cel al memoriilor, al memoriilor și mai ales al memorialelor după 90. După acea vârstă, nădăjduiesc că vor începe cronicarii să spună despre mine câte ceva. Acum să nu credeți că sunt așa de nedus pe la biserică încât să cred eu despre mine că o să scrie lumea lucruri frumoase. Nu. Important este că ceea ce vă spun eu acum este parte din viața mea la care țin foarte mult, parte din familia mea și parte din preoția pe care eu am făcut-o, să știți, dintr-un început altfel decât mă vedeți acum. Eu preoția am făcut și atunci când am fugit de acasă, ca să zic așa, la seminar în 82, când am acceptat să fiu numit că am fugit de acasă ca să scape părinții mei de prigoana fraților care spuneau că trebuie să mă aducă din nou la o școală zisă normală și am venit să dau mărturie că am făcut preoție și atunci când am devenit tată și prima dată și a doua oară, deși încă nu eram hirotonit, dar iată că preoție am făcut și altfel. În ce sens? Foarte greu își găsește un teolog locul la o biserică. Să știți că asta nu se întâmplă numai acum. E adevărat că acum sunt mai mulți candidați, dar nici în timpurile în care mi-am început eu preoția nu erau așa de puțini. Și anume am început să cultiv flori.
Am început să cultiv flori și țin foarte mult la acest lucru pentru că eu nu am vândut flori, nu mai am vândut. Adică să le iau dintr-o parte și să le vând în alta, nu. Le-am luat din pământ și le-am dus la piață. Câteodată erau mai multe decât puteam eu să vând și mai dădeam și pe la alții care să mă ajute. Aceia se numeau vânzători de flori. Eu eram cultivator. 1 martie pentru noi era o încărcătură deosebită. O încărcătură așa de mare, încât de fiecare dată când îmi aduc aminte de aceste zile, 1 și 8 martie, și de Sfântă Mărie de Alminteri, mă pătrunde un fior și trebuie să vi-l spun. Dau slavă lui Dumnezeu că am scăpat. Era o emoție extraordinară pentru că puteai să rămâi cu toate florile dacă nu erai atent. Depindea foarte mult de vremea de afară, depindea foarte mult de cum sunt oamenii pregătiți, de cum a mai dat dragomedele între ei, dacă erau sau nu îndrăgostiți. Să știți că un om îndrăgostit nu mai este cârcotaș. Un om îndrăgostit, când îl vedeam, pentru că vă spun și locul în care mă aflam, strategic, unde se deschidea pe vremea aceea ușa troleului la 43, la cap de linie Cireșica, se deschidea exact în taraba mea. Și îl vedeai pe om dacă e îndrăgostit sau nu, indiferent de vârstă, îl vedeai după cum calcă din autobuz. Nu se uita că e baltă sau nu e baltă, că e soare sau este ploaie, ci pur și simplu direct în flori se uita. Dar nu se uita care e mai frumoasă, nu, pur și simplu care ieșea în față. Singurul criteriu era să aibă flori. Probabil că mai avea pângentuță și cât un altceva, dar la flori nu se uita. Și se uita în ochii tăi până îți dădea banii tot și câteodată mai uita și se mai întorcea să-și ia și florile. El credea că deja dacă a făcut X la caseta ai lua mă flori, făcea X și pleca. Omul dăduse și banii și tăi înțelegeam, se întorceau, știți, eu n-am luat, da, uitați-l, ăsta este foarte frumos. Nu se uita nimeni. Ei, care era mai supărat sau care lua flori pentru soție, începea să-l întoarcă toate părțile. Îl mai ajutam. Zică, e, dacă nu arată bine, o să vedea doamna cu ele în cap. De unde știți că le duc la doamna? Păi dacă, nu le duceați la doamna, nu vă uitați. Păi de ce? E, dragostea e mare. Nu vă mai interesa cum arată. Ei bine, acele lucruri, să știți că nu le-am uitat și fac parte din preoția mea. Fac parte din posibilitatea mea de a mă înțelege cu oamenii dintr-o singură privire și am ținut ca ori de câte ori se apropie 1 martie să vă ofer fiecărei femei câte o floare, dar astăzi am avut marea surprindere că cineva a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Unul dintre ultimii mei fiind 20-21, mi se pare. Fratele Valentin vine cu niște ghiocei. Zic, frate, atunci dacă ai venit cu ei, vină lângă mine, eu dau freziile, tu dai ghiocei. Așadar, nu o să vă mai împart așa ca păstorul. O să vină întâi femeile să-și ia freziile și o să primească și de la fratele meu Valentin ghioceii, pentru că în proporția în care le avem, cred că în aceeași proporție suntem și în biserică. Întotdeauna problema este că femei sunt mai multe decât bărbații în biserică, în general. Dar dacă ne uităm aici, să știți că s-au așezat lucrurile mult mai bine. Am făcut acest experiment de a mirui întâi femeile într-o altă parohie, vă spun și eu, de la Eforie Nord. Și în afară de faptul că pe românește mi-am luat-o, că mi-a zis un nene că cum adică în biserică schimb legea și așa mai departe, că întâi bărbații, i-am zis stai acolo și taci, zic, ai voie să și presupăra pe mine. Bineînțeles că a plecat supărat pe mine. Și după ce am miruit femeile, mai rămăsese un pâlc așa. Dacă zic 8, era mult. Cred că 9 cu mine. Și atunci mi-am dat seama că suntem într-o biserică binecuvântată de Dumnezeu. Sunt mai mulți bărbați decât în alte biserici, mai mulți tineri decât în alte biserici, așa că ne bucurăm tare mult că suntem aici. O să zic că dacă vrem într-adevăr să simțim postul, trebuie să fim împreună creatori cu Dumnezeu. Dacă vrem să vedem cerurile deschise, trebuie să facem cerurile deschise. Și anume, trebuie să facem o sărbătoare din fiecare zi. Eu simt că deja astăzi avem toate ingredientele să facem o sărbătoare. Avem tot ceea ce ne trebuie ca ziua de astăzi să fie simțită, dincolo de
umbra pe care o să o vadă numai cârcotașii pe afară. Dacă veți vedea doi copii ținându-se de mână, să țineți minte, să-i întrebați mâine, măi, ieri a fost soare sau a plouat? N-o să știe să vă spună. Ținutul lor de mână ține în loc de soare și de vreme frumoasă. Pe noi cine ne ține? Cine ne ține să nu vedem dincolo de nori și dincolo de ploaie și dincolo de zloată, să vedem vremea bună? Vremea tinereții este la orice vârstă. Vremea de a face o sărbătoare se poate face fiecare zi. Și iată că asta înseamnă să vezi cerurile deschise. De ce să le văd închise? Ce, eu sunt meteodependent? Trebuie să fim independenți de ceea ce se întâmplă cu noi. Așadar, mulțumesc tare mult că am cui să dau flori, pentru că se putea și altfel. Eu să mă pregătesc și să n-am cui să le dau. Pentru că toată activitatea mea de cultivator de flori cam așa s-a întâmplat. Eu aveam la un moment dat flori mai multe decât veneau cei din autobuz să le ceară și iată că acum mi-a dat Dumnezeu să pot să vă ofer, fără să mă gândesc dacă o să mai rămână, ce fac cu ele, că nu o să mai rămână. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și spor, iar pentru cei care nu au reușit din binecuvântate sau nebinecuvântate pricini să înceapă postul, îi anunț că postul începe de astăzi. Nu o să se supere cei care au început de luni, pentru că așa e viața. Trebuie să primească plată și cel din ceasul întâi și din ceasul al 12-lea. Asta zic că începem astăzi postul, din nou, pentru unii și de la capăt pentru alții, dar vreau să începeți cu voie bună, pentru că postul nu înseamnă să nu, ci înseamnă să da. Înseamnă să iubești lumea, înseamnă să îl apreciezi pe Dumnezeu că ți-a dat voie să fii împreună creator cu El. Vă mulțumim tare mult, să vă dea Dumnezeu putere, spor și mult ajutor.